Fiți atenți aici la versetul acesta. Că asta, în ăsta este toată religia. În Efesen 5 cu 9, făceți-i poză, că e toată religia curată și adevărată. Zice așa, roada luminii stă în orice bunătate. Dar nu-i tot, fiți atenți. Eu pot să fiu bun și să ajung în iad. Sunteți de acord cu mine? Da sau nu? Mâna sus. Frățioare, am venit și eu cu 10 ghiozdane. Primește și tu de a, bădea prostea, sau cum se zice? Ia și tu, tăticule, 10 ghiozdane, că mă duc în ale mele. După aia. Poți, zice Biblia, să-ți vinzi casa și să o dai săracilor. Continuăm. Bunătatea, da, bunătate, în eu sunt bun. Când te duci la câte unul, zice, m-am întâlnit cu unul odată și zice, frate, eu n-am nevoie să vin la voi la biserică. Eu m-am bine cu Dumnezeu, frățioare. Avea păhărelul de șpriț în față, o țigăruță așa, mai drăcuia, tot mai drăguise pe cine, du-te, la da dracului, și după aia cu mine, știi, avea, frățioare, eu sunt bine cu Dumnezeu. Tu știi câtă milostenie fac eu? Zic, în fundul iadului te duci. Pentru că milostenia nu-i totul. Sunteți de acord cu mine, da sau nu? Biblia continuă, da, dragilor, cum a reușit Duhul Sfânt să sintetizeze tot în versetul ăsta? Fiți atenți! În neprigănire! Ce e neprigănirea? moralitate. Sunt unii care, fiți atenți, nici cu șprițul, nici cu țigara, nici cu curvia, nici nu trăcuiesc pe nimeni, dau și ghiozdane, dau și milostenie și zic, frățioare, eu mă am bine cu Dumnezeu. Sunt bun și sunt foarte moral, fratele meu. Eu nu mi-am înșelat niciodată nevasta. În fundul iadului te duci. Sunteți de acord cu mine că se duce în iad? Mâna sus. De ce? Ce i lipsește? Ce lipsește? Ce. Ia, uitați, citiți din verset. Ce lipsește? Adevărul. Cine este adevărul? Isus Hristos este adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Mi s-a zbârlit carnea pe mine când v-am zis asta. Nu două din trei, că nu e cappuccino. Trei, doi din unul sau. Nu! Zice așa, roada luminii, adică tu ești în lumină, plăcut lui Dumnezeu și poți să stai în lumină, poți să intri în lumina lui astfel încât lumina lui să nu te nimicească și nenorocească, poți să intri în lumina lui cerească și în raiul lui etern, dacă, și spuneți voi, ai așa, unu, doi și trei, sunteți de acord cu mine, da sau nu? Pentru că fiind de acord, cu mine de fapt sunteți de acord cu Scriptura. Nu-i de ajuns să fii bun. Nu-i de ajuns să ai un set moral. Și trebuie să lai pe Hristos. Pentru că altfel le faci pe alea două, fără Hristos. De-aia zice Biblia în Corinten 13. Dezdai carnea să fie arsă pentru o cauză nobilă. Dezvinzi averea și o dai săracilor să, -ți iei, să le iei ghiozdane. Dacă n-ai adevărul, și nu-L ai pe Hristos, nu e suficient. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Știi de ce? Și cel mai, cea mai bună explicație. Știți de ce oamenii ăștia buni și cu un, un set de moralitate, o moralitate impecabilă, nu pot ajunge în cer? Știți de ce? Pentru că eu o fac pe mândria lor. Și mândria e păcatul diavolului. Mândria e păcat luciferic. Eu am dat ghiozdane, tonișoare. Eu nu mi-am înșelat nevasta și când m-am chinuit măsă? Eu! Și știți ce zice Hristos? În cer nu se intră pe eu, ci se intră pe neprihănirea mea. Poți să accepti asta? Poți să accepti că ai nevoie de cineva chiar dacă vinzi casa, chiar dacă îți dai trupul să fie ars pentru o cauză nobilă. Poți să accepti că -l ai nevoie de Hristos?